Luisa Fimiară sunt pe bună, n-am vorbat dumneavoastră de 8 ani de zile și venind aici, v-am adus acum biserică din Bosani, din Epistola să vorbindească lui Iuda, versetul 20 și 21. Dar noi, prea iubiților, ziniți-vă să plătește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă pentru Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului Iisus Hristos pentru viață veșnică. Amin. Am ales în seara aceasta textul acesta, am primit câteva gânduri de la Domnul, am împărtășit cu frații, surorile din biserică și acum am tot gândit ce aș putea să predic, am rămas la pasajul pe care l-am citit și din pasajul acesta am ales versetul 1 și din versetul 1 am ales expresia din finalul versetului. Evanghelistul Ioan spunea că Domnul știa că i-a sosicească să plece, i-a iubit pe ai săi și i-a iubit până la capăt. Este expresia din care aș vrea să avem un cuvânt de învățător în chiar aceasta, că noi trebuie să ne iubim unii pe alții și să ne iubim până la capăt. În ultima vreme, Domnul îmi dă mai mult așa predici de o virtute numită statornicia. În 2 Tesalonicieni, capitolul 1, versetul 4, Pavel spune că mă laud cu voi în bisericile lui Dumnezeu pentru statornicia și credința voastră. Eu acum sunt în Nürnberg de aici, n-am fost de 8 ani de zile. Când am să ajung acasă, o să mă întrebe cei din familie, o să mă întrebe frații de la adunare cu care slujim împreună, măi, ce adunare acolo? Fratele se zice cunoscut la noi, suntem vecini cu satele, ne cunoaștem de mai multă vreme și o să mă întrebe noi acolo pe trică la Adam, în Germania, ce adunare? Și eu vreau să vă laud. Și Pavel spunea, eu mă laud cu voi în bisericile lui Dumnezeu. Spuneți-mi, ce să spun din voi? Cu ce să vă laud? Și Pavel spunea așa, vă laud cu statornicia voastră. Eu, ca și vârstă, îți trecut de-a mea. Am 5 ani de când am ieșit la pensie. Îți trecut din culme, din coama dealului, cobor. Spuneam unora că dealul așa, o jumătate, dealul aproape l-am urcat în viteză, adrenalină, energie, școală, liceu, mult, așa. Acum am ajuns pe culme, cobor în cer, cu pași tărâți și mă uit așa, cât mai este pe la cap. Și în ultima vreme mi se dau predici de scatornicie. Probabil și n-am să mai crezi, nici în predică, nici în credință, nici... Dar mă rog Domnul să mă țină statornic de calea lui. Și când am vorbit de statornicie, am vorbit de statornicie în veichere, statornicie în rugăciune. Mi-am propus în seara asta să vorbesc de statornicie în dragoste. Adică noi trebuie să iubim și să iubim până la capăt. Să ne ajute Dumnezeu. Două gânduri am de aici. Primul gând îl am de legat de explicația acestei expresii. Să vă spun eu ce am înțeles să iubești până la capăt. Că nu e vorba de capătul iubirii, că iubirea are capăt. Unul Corinteni 13 cu 8. Dragostea nu va pierde niciodată, nu? Sau Isaia 35:10. O bucurie veșnică le va încununa fruntea, asta e fără cap. Sau Isaia 9:7. Și o pace fără sfârșit va domni. Sunt lucruri care nu se termină. Nici dragostea nu se termină. Nu e vorba de capătul bucurii iubirii, ci e vorba de capătul vieții. Domnul Iisus trebuia să moară, trebuia să plece din lumea asta și i-a iubit pe ai săi până la ultima suflare. Așa trebuie să facem și noi. Am un prieten mult. Și tot voia el să-mi spună ceva din viața lui și nu aveam timp. E slujitor, e păstor, bun predicator. Și la un moment dat mi-am făcut timp să spune dragoste. Eu cu soția mi-am trăit foarte bine, am copii. E un bun slujitor al Dumnezeu, un bun predicator. Și într-o seară spunea el, am venit de la evanghelizare, eram foarte obosit. Noi am avut azi noapte de rege. La ora 1 s-a terminat adunare, ora 5 am plecat cu mașina de la Suceava la Cluj. Pe tine tot mai zis, ia, du-te și curcă, du-te și curcă. Nu pot tu să mă împână, n-am zis un dormit. Nu pot tu să mă împrei. Și el spune, eu am venit așa obosit de la evanghelizare, m-am curcat și
și după miezul nopții, m-a trezut soția, spune, măi, tare mi-e rău. Și mă, i-am dat niște apă, i-am dat de o pastilă, ce credea mie, și ea spune că cheamă salvarea cu tare rău. Și la ora aceea de noapte, o pus mâna pe telefon, o sunat la 112, o dat adresa, o chemat salvarea, să spune că până a venit salvarea, ea s-a lipit de mine, o zâmbit așa la mine, așa frumos, ca în tinerețe, a spus, eu plec. Dar nu uita că i-am lipit. Și-a lipit capul de umăr la el și-a murit. Când a venit salvarea, el a murit. Și-a spune, măi, nu pot uita expresia asta ei. Ultimele cuvinte aici s-a uitat la mine, o zâmbit, a spus, să știi că te-a lipit. Și unii copii ești, a spus, tata, mă, dar ne face pe ei, ești om tânăr. A spus, copiii, nu mai ți s-o rugat. Și unii păstor, și-o slujește la pusant. Când s-o ridicat la mor, și-o vreau să înștiesc pe toți care au întrebări. Eu nu mă mai lățătoresc. Știi ce o spus nevastă mea, ultima vorbă, când ori pus capul de mine, a spus, să știi tare de-a nimic. Cum să mă mai înțeleg? Eu cred că asta înseamnă a iubi plâng la cap. Într-o seară, fără să invităm, o știu la noi, frate, un numele de Ilie Banțânu, din Plisicăreni, din Ucraina, din teritoriul ocupat. Și a început să prede. Dar el n-avea, nu am nimic o schimță din proiect. N-am, că noi în Biblie n-am nimic, ai venit odată, nici un cuvier, cu niciun punct. Dar nimic ea, ceva, mă rog, Domnul, să-mi dea aducerea mintea, aceea ce vă trebuie să vă spun. Și nu o să mă început să predice și spune, frate, eu după ce m-am căsătorit la două săptămâni, într-o noapte, la trei dimineața, o venit ca de biște și mi-o lua nevastea din pat. Ei era pocăit, era fată de presbiter și era trecută cu un tabel. Și mi-o luat-o din pat și a spus, tu mergi în Siberia. O luat-o și pe ea și pe sorța, amândouă erau căsătorite atunci. Și el mi-a spus, Ilie, amă, mă, mai nu mai groasă, că în Siberia m-am auzit pe frig. Și-o dus în după o haină cu camionul pe un căcat, care știți cum era camionul. Și nu m-a lăsat, și-a luat o haină groasă, am pus-o pe troi, am umbelit-o și el m-a aruncat așa. Și ea o prinsă. Și spunea, frate, Ilie, eu m-am dus și eu. Mi-a spus, mă, Ilie, asta mea, suntem căsătoriți. Și eu sunt pocăit, lasă-mă și pe mine. Păi tine, nu, te rog, că nu ești camion. Și m-a plecat mașină, m-am sărit, m-am prins de la altă sară la mașină. Și atât mi-a dat cu patru arme de sedente până am căzut în camion. Și spunea, frate, am lucrat un an și jumătate cu ziua pensat, am strâns bani și m-am dus la nevastă mea că am un legăt cu dânsă. Și am călătorit trei luni de zile cu trenul, cum era atunci, cu trenul, prin jos, prin gări. Și după trei luni de zile am întâlnit nevastă la Siberia. Și am trăit cu ea și am făcut două copii și primul meu lucru și l-am îngropat acolo, acum am venit înapoi. Și spunea că nu m-a certat cu nevasta, m-a pus în spire, am căutat, n-am avut niciodată nicio discuție. Și s-a uitat la noi, la Dunare, și tot întreba, dar voi când vă certați? Voi de la ce vă certați? Și eu stau în spatele, am văzut, trebuie bine cu nevasta, suntem pocăiți amândoi. Dar mai am așa câte o răbunire de fire, câte o iuțime. Și stau așa cu doamnă, am fost și mă gândesc, chiar că mă cert pe o casă. Ce mă cert? Și el mereu punea întrebarea asta. Și întrebarea asta îmi trăia în inimă. Și așa când era Dunare, așa era un om de pocăit, mi-a spus, frate, mie. Când mai vin odată, vii cu nevastă. Și făceam treabă pe acasă, când o agricultor, și mă văd pe la părtiță, o bătrână și un bătrân, o servietă în mână, era venit el cu nevastă. Și m-am convins că era o familie binecuvântată. Anul trecut, o chem la Domnul Casă, o văd cu foarte înaintată, pe fratele Ilie Banțânu. Eu circul mult așa, prin adunări, printre frați, acolo în zona noastră, mai am o ieșire din țară, când mă mai cheamă cineva, și sunt ispitiți de mulți frați, care vin și-o spun, frate drag, am nevastă mea asta, eu bănuiesc că umblă cu unul, că nu se ține de casă, ce spun? Am altă spune, frate drag, m-a lăsat barbară și umblă cu alta, ce spun? Am drept să mă mărit? Și tot vin la mine să-mi dau o deslegare. Dar cum să-mi dau o deslegare? Eu mă duc aici la Ioan 13 cu noi iubiți-vă, dar iubiți-vă la capăt. Dumnezeu să ne ajute. Amin. De asta am înțeles că a iubi până la capăt înseamnă a iubi până la
căsătorim, ne gândim la divorț, dacă nu-i bun onest, o lunață, vine nu știu cine, nu știu învățături, nu știu preoți, nu știu dezlegări, nu aveau de Scriptură. Domnul spunea că ce-a împreunat Dumnezeu, omul să nu desfacă, și în Matei 19 a venit, dar Moise, iar din pricina neînțelință, cu asta de la ce nu a fost așa. Ce mai înțeleg în expresia asta, a iubit până la casă? Este o expresie populară, domnule, când intri într-o afacere, când intri într-o prietenie, într-un joc, și du-te, domnule, până la capăt. Asta înseamnă că intri în parteneriatul acela fără rezerve. Și Domnul, când i-a iubit pe ucenicii săi, i-a iubit până la capăt. Dacă ar fi așa o scala valorilor de la zero până la, nu știu, la plus infinit, apoi iubirea noastră e sus acolo, la plus infinit. Noi nu avem rezerve, noi intrăm în iubirea față de frați, față de Domnul, față de partener, nu intrăm cu rezerve. Noi iubim cu totul. Scrie în Marcu 12:30, să iubești pe Domnul Dumnezeu tău, din tot sufletul tău, din toată inima, din tot cuvântul tău și cu toată puterea ta. Adică intri în iubirea asta, când intri în adunare, față de frați, apoi fără rezerve. Eu când predicam o dată de integritate, spuneam că noi trebuie să fim în totul ai Domnului. Când intrăm în relația de familie pentru nevastă, dragostea mea pentru ea, e 100%. Și îmi vorbeam o ipoteză. Și îmi spuneam așa, dacă ar veni un bărbat la nevastă lui și ar spune, măi nevastă, eu te iubesc 90%. Atâta mie de drag, 90% te iubesc. Eu 10% mai am o simpatie pentru cineva de la adunare. S-ar conveni declarația de dragoste? Păi prima curiozitate ar fi acela 10% pentru cine? Nu, băi, dar de cine ți-ar mai place ție? Sau dacă o soră, tânără, o femeie ar spune, măi, omule, 95% te iubesc cu tine. Mai este un bărbat așa simpatic în adunare. Păi era la 5% chiar de așa, nu? Că nu putem să intrăm așa. A iubi până la capăt, eu cred că înseamnă a iubi fără rezerve. Intrăm 100% în iubirea asta. Să ne ajute Domnul. Amin? Asta e explicația, așa mă înțeles eu. Că a însemna Domnul a iubit de-ai sfert și a iubit până la capăt. Și acum vine partea aplicativă. Că toate predicii trebuie să aibă parte aplicativă. Care ar fi partea aplicativă? Să iubim și noi pe Dumnezeu până la capăt. Că scrie în Proverbe 27:19, cum răspunde în apă față la față, așa răspunde inima la inimă. Dacă Dumnezeu ne-a iubit și ne-a iubit și ne iubește până la capăt, n-ar trebui să iubim și noi pe El până la capăt? Apoi Marcu 12:31 spune și pe aproapele tău, ca pe tine însă. Noi să iubim pe semenii noștri. Cine sunt acestea? Aceștia frați de la adunare, unul de Tesalonicen 4:10. Voi iubiți pe frați, dar să sporiți în lucrul acesta. Iar 2 Petru 1:7 spune, cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Noi trebuie să iubim pe frați în adunare și să iubim oamenii, dar să iubim până la capăt. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Deci asta e predica mea din seara asta. Am înțeles expresia asta, a iubit până la capăt, până la capăt o vieță, ca intensitate maximă. Și partea aplicativă să iubim pe Dumnezeu și pe frați, până la capăt, la intensitate maximă. Eu la asta vă pot să spun, Doamne ajută. Amin? Acum, dacă vrem să intrăm în detalii, că predica e asta, îi spun. Dacă vrem să intrăm în detalii acum, eu am ales două capitole să vorbesc de dragoste. Primul capitol, așa cum e Biblia mea deschisă, am numit eu dragostea demonstrată. Și la al doilea capitol, nu-mi place să predic de aici, am întâlnit dragoste abandonată. Adică unii au iubit, au demonstrat că iubesc până la capăt, unii au iubit o bucată și o abandonat. Dragostea și nu iubim până la capăt. Lecția din seara aceasta e că trebuie să iubim până la capăt. Hai să vorbim de dragostea aceea demonstrată. În Mariate, în capitolul 1, chiar de la versetul 1 și 2, Dumnezeu vorbește cu evreii și spune
che am iubit Israel. Și evreii spun apoi, te-am iubit, și eu spun, dar cu cine ai iubit? Adică dragostea de acum trebuie demonstrată. Și vine prima demonstrație a lui Dumnezeu pentru evrei. Și spune, cu ce v-am iubit? Nu este Esau frate cu Iacob? Și pe Iacob l-am iubit și pe Esau l-am urât. Știți cum și-a demonstrat Dumnezeu dragostea? Prin faptul că i-am ales. Dumnezeu a ales pe evrei, l-a ales pe Iacob. Și asta înseamnă o demonstrație a dragostei. Scria Deuteronom, capitolul 7, dacă termin la versetul 6 până la 9. Israel, Domnul Dumnezeu tău te-a ales dintre toate popoarele. Și în versetul 9 spunea, nu că ești tu mai mare sau mai puternic, ci pentru că te-ai iubit, de-aia te-a ales Dumnezeu. Și dragostea asta lui Dumnezeu a fost demonstrată prin alegerea lui. Frații mei, istoria vorbește de imperii grozave care s-au ridicat și s-au prăbușit. De comandanți ilustri care au fost și nu mai sunt. Dar evreii, un popor mic, un popor ciudat, un popor respins din toate națiunile, au o istorie milenară, mii de ani de istorie au evreii, evreii sunt și evreii vor fi din Orientul Mijlociu, de acolo se dă ora exactă în istorie și acolo e centrul Pământului, pentru că evreii sunt poporul lui Dumnezeu. Amin. Nu trecem în revistă mare și imperie. Nu vorbim de Nabucodonosor, nu? Nu vorbim nici din Babilon, cetatea aceea grozavă, nici de Medo-Persan, nici de greci. Pentru că e mult de vorbit. Ce s-au ales din ăștia? Nimic. Treceam cândva prin Israel și eram indicator spre Babilon. Și am întrebat, Ghidu, ce mai este acolo? O mlașință, bufniți, șariți și șacale urmă noaptea. Arab nu știu din portul, că așa a strigat Dumnezeu prin proroc. Va deveni o viziune, o viziune a Duhului necurat. Ăsta e Babilon. Dar Ierusalimul este? Ierusalimul este și zice că Dumnezeu a ales Ierusalim. Și Dumnezeu a ales poporul ăsta. Și și-a demonstrat dragostea prin alegere. Domnul Iisus spune în Marcu 6, 12, 13, o petrec cu noaptea în rugăciune. Cotima la el pe ucenici și-a ales dintre ei 12 pe care i-a numit apostoli. Și Domnul și-a arătat dragostea față de ucenicii aceștia pentru că i-a ales în slujbă. 1 Timotei 1 cu 12, mulțumesc lui Dumnezeu că v-a găsit vrednic și m-a pus în slujba lui. Când Pavel vorbea în Corinteni de arătarea și de învierea și arătările Domnului, spunea că s-au arătat cu Chiva și cu Ioan, la pământ, acolo. S-au arătat la doi ucenici pe drumul Emausului. La urmă s-au arătat la 500 de frați deodată, care unii încă mai trăiau că scria Pavel. Și mai este un verset care îmi place. Și era la noapte pentru mine. La urmă, ca unii stârbituri mi s-au arătat și mie. Eu sunt ales de Dumnezeu. Și voi la fel. Asta e dovada dragoste. Am lucrat 35 de ani în căile ferate românești. M-am uitat la colegii mei, mai pregătiți ca mine, mai frumoși ca mine, mai bogați ca mine. Vorbeau din toate, aveau facultăți, făcute, monumente de cultură. Când îi spuneai de Scriptură, nu înțelegea nimic. Din tot ăștia, Dumnezeu m-a ales pe mine. Când a început adunarea noastră din Posadă, cu bunicii noștri, care au fost condamnați la Cernăuți de 25 de ani, de care au executat mulți ani, de scurt în februarie, pe piață, au fost dus fără bocanci, până la Cernăuți, pentru credința în Domnul. Și când era o mână de oameni, au strigat Duhul Sfânt, îmi voi întinde privirile spre sesatul acesta și de pe toate ulițele voi chema popor la mântuire. Și când s-a uitat Dumnezeu de sus, a văzut un Duhul meu strâng, așa, o uliță acolo strântă, s-a uitat la mine și a spus pe dragoste la lege. Și pe tine te-o ales. Ce nu erau programe pe televizor să nu se arată cu tine? Ce nu sunt discoteci în Germania pentru voi? Nu sunt locuri de distracție? Voi sunteți la adunare. Știți de ce sunteți aici? S-a uitat Dumnezeu din înălțimea cerului și acum voi suntem acolo. Sunt de pânca făpturii noi. Mulțumim, Domnul, pentru asta. Demonstrația dragostei în alegere.
prin ajutor. Scrie în Esaia 37 că pe înaintea lui Ahaz de Roș o trecut mai multe vreme. Dar când a venit Esaia, ea o căpătat trece. Inima cu împăratul s-a lipit de ea și a luat o mână repede și a pus în picioar. Eu când m-am căsătorit, la noi erau 10 fete. 18 duminici au fost nuntă, fiecare duminică, acum 30 de ceva de ani. Erau tineri, mulți, adunare mare, și din fetele astea mă uitam, măi, toate erau pocăite, mă uitam, toate erau frumoase, toate erau harnice, erau de gospodar. Și m-am uitat la toate și m-am pus la una. Și am spus, vrei să ne căsătorim? Și cu ea trăiesc de 30 ceva de ani. Faptul că m-am dus la ea, nu e o dovadă de dragoste? Nu mi-a demonstrat dragostea că am ales cu ea? Și spunea Dumnezeu, Israel, că te-am iubit. Și întrebau ei, dar păi cine ai iubit? Păi v-am iubit, v-am ales. Se aleg prietenii. Vorbim de Ruțina Omii, de declarația aceea rămasă pe seară, care o punem noi pe invitație la nuntă acum. Nu sta din mine că nu te părăsesc. Unde mergi, tu mergi și eu, țara ta, țara mea, poporul tău, poporul meu, Dumnezeu tău, Dumnezeu meu, unde mor tu, mor și eu, unde îngroapă pe tine, mă îngroapă și pe mine. Nu e o dragoste dusă până la capăt. Vorbim de David și de Ionatan, să vorbim de dragostea lor, n-au dus tinerii ăștia dragostea până la capăt, în parteneriatul ăsta de familie. Ce înseamnă să iubești până la capăt? Dar noi, unii cu frate și-o predicat. Eu îl cunoșteam, am o mare considerație pentru fratele ăsta, bun slujitor, bun cunoscător de Scriptură, dar la un dat în adunare, acolo era avem noi voce, câțiva frați mai patronați, așa cu bani, și cam supărați, ca un jos, nu ne convenea predica. Măi, ce au frații ăștia? Ei, suntem la predică, au trecut la loc, când ies în adunare, m-am dus pacea Domnului, pacea Domnului, măi, cine e mulțumirea? Și eu spune, frate, da, tu știi ce e omul ăsta? Zic, da. Păi tu știi problemele cum putem în familie? Zic, știu. Tu știi că el are nevastă de-a doilea? Știu. Păi tu ăsta nu ar putea să mă înveți prin unii pocăință? Ce poți să mă înveți pe unul care are femeie de-a doilea? N-ai mai găsit cine să vreți? Hai, spune ce nu ne mulțumim. Dar hai să spun cu mâine, cred că tu nu știi bine. Băiatul ăsta era un băiat înalt, scuțărel, frumos, cult, foarte deștept, implicat în politică și nepocăit. Și se îndrăgostit o pocăită la care tasul era păstor, cu povenea vechi. Și fata îi spune, dar eu o să pocăită. Și el spune, mă pocăiesc și eu. Și a început să vii la adunare, dar culmea, că chiar a înțeles pocăință. Și-a luat botezul și Domnul l-a botezat cu Duhul Sfânt și-a făcut nuntă cu fata asta. Și după scurtă vreme, fata asta l-a lăsat profundit cu un om venit pocăit. Și de la aceea a profundit cu altul. Și el venit în lui pentru fata, a rămas în adunare. Și-a stat câțiva ani. Și-a venit frată și-a spus, măi, nevasta nu se mai întoarce la tine. Tu ai dreptul să-i căsătorești. Și el a spus, eu n-am dreptul. Eu cu ea am făcut legământ. Ea e nevasta mea, cu mine, în Biblia, așa scrie. Și omul ăsta a stat în necăsătorit 40 de ani. După 40 de ani, nevasta lui, în tinerețe, abandonată de tot și foarte bolnavă, a venit la el și a spus, mă primești? Și el a spus, da, tu ești nevasta mea. O îngrijit ca un copil cum a murit. Și o îngropă acum. Și după aceea s-au căsătorit, eu știu cu cine și cu soprii lui și adunarea. Și acum zic, chiar așa e de rău omul ăsta? Și patronul meu face ochii mari, zic, ăsta e sfânt, bă, zic, ăsta. Eu știam la care femeie de voi, de atâta. Dacă de atunci nu știe ei și n-ai ascultat o vreme din bun, că erai supărat. Păi am spus, dar dragul, dacă e așa, ăsta e sfânt. Și omul ăsta e prieten cu mine. Am slujit multe împreună. Nu înseamnă asta a iubirii până la capăt. Da? Și acum, parcă, nu știu dacă am stă frumos ca la fratele Panțelu, el era mai bătrân ca mine. Și vă întreb, dar voi că nu vă mai iubiți în casă. Și când vă certați în Germania, de la ce? Aveți motive? La noi,
O plecat cu frate în război. Nu, nu e pocăit. Nu era pocăit. O plecat în război și a făcut război și îl luat în concentrare vreo 8 ani și jumătate, aproape 9 ani. O venit vieste acasă, că era însurat cu doi copii, fata mai mare Valeria și băietul Viorel îl chema. I-a venit vieste la nevastă cu bărbatul imot și îngropat. Dar ea a început să vină la un an. Și la un an a strigat cu proroc, nevastă! Bărbatul de Dumnezeu, femeie, și într-o zi însemnat îl vei vedea față în față. Și ea nu a luat din bun mărturii venite de microfon. Eu a luat din bun și a spus Duhul Sfânt. Și o să am 9 ani de zile. Și după 9 ani de zile, sora a trimis copiii la adunare, Valeria trăiește, are 80 ceva de ani, dar el a murit, l-am întrebat anul trecut, copiii erau la adunare și el într-o picheie la ușă. Și s-a întors să plece la adunare. Când s-a întors, frate, era un rus înalt, cu o mantară în sasă, cu cozoroc, cu o raniță în spate și îi spune, auzi, Dumitate, eu vin de departe, că stare obosit și mi-e tare foame. Nu vrei să mă iei în casă, să-mi dai ceva mâncare? Și ea îi spune, măi, omule, eu sunt femeie vadană, n-am bărbat, du-te la vecinul, este bărbat, are mâncare, eu nu pot să-mi primesc, sunt o femeie singură. Și el îi spune, Ileana, nu mai cunoști. Și el spune, măi, Dumitru, tu ești. S-a îmbrățișat. Dar tu, dar unde tu ce ești? Eu m-am pocăit, Dumitru, mergem să m-am pocăit. El o să mers și eu. O lăsat ranița, o lăsat mantala și o mers la frate. Pe omul ăsta l-am știut foarte bine. O mai avut încă trei copii care sunt prieteni foarte buni. Și vecini, stau casa, au casa lângă mine. Nu se am asta cu expresia asta a iubit până la cap? Ei nu i-au dat prin cap după 9 ani să mărezi. Când bătrat au primit vieți prin război, ei o femeie singură după război, greutăți, nu. Ei vă spun, nu vă spun, aștept. Și-o așteptat. Nici lui acolo nu i-au dat prin cap să-mi scoare rete. Vini cu Dumnezeu, dragă, și am 3 luni de când sunt, nu vă lăsa cu mine. După eu știu unul care s-a 9 ani și mai știu unul care s-a 40 de ani. Cam pe aici e pocăința și s-a tormenția în dragoste. A iubit până la cap. Să ne ajute Domnul, amin. Unii au spunem de obiceiuri. Și dacă sunt obiceiuri bune, trebuie să ne iubiești până la cap. Vorbeam de exemplu de Apostolul Pavel. Dementul ăla din Nero o nebunit. Spun istoricii că el a venit acolo la Roma ca să compună nu știu ce, să cânte el de lumină, că n-are de Roma. Era mare poet. Apoi i-a dat vina pe creștini și a început cea mai mare persecuție împotriva creștinilor. Și acum a venit îndemnițat, îi bătut, numai cicatrici, îi flămând, îi legat cu două lanțuri. Am vizitat temnița lui de Roma. Legat cu două lanțuri și un ostaș cu păzești cu sabia în mână. Și el scrie o scrisoare cu Timotei, în a doua Timotei, capitolul 4. Și spune, caută de vină ocorând la mine, oricum eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură, clipa plecării mie e aproape, el știa că o să-i se taie capul. Tu va fi judecat, ce să se taie capul? Eu mi-am disprăvit alergarea, am văzut credința, am mă așteaptă de acum cu mâna, dar îi spuneam lui Timotei, dacă totuși vin la mine, adă mantaua de la Troa, când mi-e fric, cât mai stau, nu știu, văd și două săptămâni, și știi ce te rog, adă-mi și cărțele, mai ales pe cel din piele. Pavel era un studios, era un care cerceta legea, tehnică, testament, și el a spus, s-ar putea să mor mâine, s-ar putea să mai trăiesc o săptămână, dar cât mai trăiesc, vreau să mai citesc un pic din prorociile Domnului. El a iubit legea Domnului și a iubit până la cap. Vă omit la Scriptura? Să citiți un model. Doamne ajută! Un prezbiter de la noi a luat din ușa până de o soră, soră, hai să duc acasă cu mașina, era pe la Marte, parcă rău. Și eu spune, ce mai faci, soră? Ce se fac noi, frate, Samia? Din anul nou m-am apucat să citesc Biblia, de la Geneza, toate. Vreau să citesc.
Și el spune, soră, și eu m-am așteptat tot de la nou, vreau de o să știe fată. M-a dat de unde e ajuns? Și el spune, frate, prin asfalt, te-a fost, la fiindică ești când era ajuns. Dar tu? Aia, am știe și eu, soră, ăsta era fra de venit, pe Sfântul Amos. Soră, gata, terminat, am trei luni din Scriptura. Sunt oameni care iubesc Scriptura și citindu și studiu și iubesc până la cap. Să ne ajute Domnul, amin? Faceți bătim de Scriptură. La noi era un frate bun cunoscător de Scriptură. Eu mă temeam, eu eram copil mic și mă întâlneam cu el, el tot era venea în față și îmi punea întrebări de Scriptură. Zice așa, zice așa, mai știem, mai nu știem, mai fugem de el, când nu putem să fug de el. Odată am fost întâlnit de opinie, mi-aduc aminte, era mic, și am spus, frate, mi-i trebuie. Îți pun o întrebare, dacă știi. Întreabă, Domnul Iisus o mânie odată? Eu am citit în Scriptură să o mâniețe. Ei, el m-a luat, m-a dus la tine, o pus întrebare, țin minte, am făcut bătând, dar țin minte episoadele astea. Omul ăsta tare ce știa să spunea. Și la noi eram un om paralizat, o stată cu 40 de ani. Deschidea Scriptura și frații punea întrebări. Frate Mitruță, cum e cu asta? Cum se înțelege asta? Și într-o seară, el predicat în Scriptură, și m-a tras aia în timp, a pus capul pe Biblie și a murit. La 53 de ani. A murit, citind și explicând la frate. Așa e frumos. El a citit și a iubit cercetarea și studiul și așa a făcut. Fratele de care spune că a venit pe front, era bolnav. Și-a chemat frate până la el în vizită. Și a venit frață și frații erau predicatori, toți. Predicat, vorbeam unul, să vorbesc eu. Unul spunea o vorbă și unul o vorbă și el îi ascunde și spune, frate, opriți-vă, voi aveți când rând, dar eu zic, plec, hai să facem o rugăciune. La el și-o pierd rugăciune. O plecat frate pe lui și-o rugat, s-o rugat, cu puteri, cu încălare, dar rugăciune a din medicostat. Când s-o terminat pe lui, s-o ridicat toți. Numai frate că s-a numit, nu era unul, cu capul prin pat. Unul e pe genul cu Iisus. El s-o rugat până la capul. A fost citit până la capul. Noi iubim până la capul. Amin? Amin. Doamne ajută-ne! Mai scrie parcă în Psalmul 26, versetul 8. Eu iubesc locașul locuințe tale și un loc unde se prezintă slavă ta. Sunt oameni care ne iubesc adunare. Măi, el așa e din dragă adunare, el nu poate fără să vină la adunare. Să citim Psalmul 122. Mă bucur că mi se zice, hai de la casa Domnului. Psalmul 133. Iată-te plăcușul dulce să locuiască frații trecute. Psalmul 27, versetul 4. Un lucru cer de la Domnul și îmi doresc să vină. Aș vrea ca toată viața mea să locuiesc în casa Domnului. Psalmul 24. Cât de plăcute sunt locașul de tare, Doamne, al oștirilor. Sufletul meu suspiră, tânjește de două după curțile tale. Inima și carnea strigă către Dumnezeu. Așa de dragă adunarea. Amin? Amin. Doamne, fă să ne fie așa. Amin. Mie nu plac cu o creință care nu vine la adunare. Eu am avut un coleg de servici adventist. Să ne sâmbătă. Dar eu am ca mecanic locomotivă din un program foarte dificil. Și de pas, și de Crăciun, și în vară, și iarnă, și ploaie, și de vânt, trenul e încet. Și odată îmi spune el mie, frate, dragul ce vrea să spune, mai învârstă ca mine. Mulțumesc la Dumnezeu că în 12 ani n-am lipsit de la niciun sabat. Eu, da, da, ce punct, la colegi, la șef, ca să lasă sâmbătă liber. Nu știu eu să spună dacă adventistul ăsta, în 12 ani, nu lipsit la niciun sabat, eu sunt pentecostal, botezat cu Duhul Sfânt, am voie să lipsesc. Și acum am văzut undeva cu o declarație. Sunt ani și ani de zile, nu am lipsit niciodată la mine. Numai dacă eram încălătorit de avion, și încălătorit cu mașina dacă sunt, și joi seara, opresc într-o adunare, stau două ceasă și trec mai departe. De așa am din zile, n-am lipsit de la adunare. Voi când ați lipsit ultima dată? Domnul i-a iubit pe ai săi și i-a iubit până la capăt. Fraților, nu știu de cine dați să credeți statornicii. Cred că am îmbătrânit. Spuneam, nu știu dacă mai cresc, de acum voi fi mai grozav. Și nici nu vreau asta. Dar vreau ca pe aceea am primit să pot duce până la capăt. Și am primit o mare dragoste de a merge la casa de rugăciune. Și mă rog, Domnul Doamne Iisuse, unii mii dorința asta de a merge la capăt. A
am fost și încercat și am fost păstor. Și când eram păstor, îndemnam adunare, frate, veniți la adunare și prezent Domnul. Și într-o seară mă dau jos de ceva, o să fiu bine și eu cu Domnul. Și am stat și așteptam din ultima bandă și nu mi-a venit chef de adunare. Aia care se la un bun, mă ocărâm, mă vorbeau de rău. Și eu nu voiam să vin la adunare și cineva să-mi spun din noi, dragul. Doar tu spune în Matei 18 cu 20, unde sunt doi sau trei adunați în numele Domnului, Domnul e acolo. Cum dacă ei nu ieși după amvon, nu-i mai Domnul la adunare? Lasă că s-a ieși după amvon, dar Domnul e prezent și tot e mai cu Domnul în adunare. Credeți că mi-era ușor? Au fost niște lecții pentru mine, pe ea să mai trez, nu mai trez și eu. Acum mai mulțumesc cu Dumnezeu. Dar au pus în mine dragoste de adunare și o rog pe Domnul, Doamne, până la capăt și chiar asta. Noi avem un cor mare și am vrut să mai facem o remanie, că n-aveau locuri toți, și am chemat un dirijor să mai aleagă. Și a venit un frate la mine, a pus mâna pe umăr, un basist, un bas profund. Și a spus, frate, dar eu te rog ceva. Spune, frate, Ionită, noi nu m-a dat afară din cor. Nu m-a dat, eu am fost de la primul cor, din 1964, când s-a făcut cor la Rosani, eu am fost în cor. Și m-a rugat pe Domnul să mă lăsă să cânt până la 85 de ani. Mai am vreo 2 ani, mai lasă-mă și mie. Și l-am lăsat. O cântat în cor până la 85 de ani și o mai trăit după aceea. La 85 de ani am spus, de acum m-a dat jos din cor. Îmi spunea că, măi, cântările astea nu e așa, le învăț mai greu, dar fiele și avea un bas, când el știa o cântare, nu era nevoie de altă. Că vă omăr la școală și o să îl iubiți când la rapă, sau la prima problemă, era nu mai cânt în cor, dar nu mai vin la cor. De ce? S-au separat, eu la sol, ce la mă? Eu cânt la sol, eu acum cânt în el. Și s-au gătit dragoste. Dar să nu-i pocăim, noi trebuie să mergem cu iubirea noastră până la rapă. Să ne ajute Dumnezeu, amin? Frații mei, când vorbim de dragoste aia demonstrată, demonstrată prin alegere, demonstrată prin slujire, că Dumnezeu până la urmă i-a slujit pe evrei. Aduceți-vă aminte de Marea Despicată, aduceți-vă aminte de Orșul Sihon, aduceți-vă aminte de Iordanul Oprit, aduceți-vă aminte de Marea de Pustie, aduceți-vă aminte din stânga din care o curs apă, aduceți-vă aminte din tonuri și pe abituri de tren de preferință, aduceți-vă aminte că nu i s-au rost haine, aduceți-vă aminte că au crescut papuci în picioare, 40 de ani, Dumnezeu a slujit pe evrei. Că până la urmă, dragostea trebuie demonstrată și prin alegere, dar și prin slujire. Domnul Iisus i-a ales pe ucenici. Dar duceți-i aminte că El i-a ocrotit, i-a învățat, i-a hrănit, i-a avut grijă de ei, la urmă oamenii de an, un șergar, le-a spălat picioarele și-a spus eu, Domnul și Învățătorul vostru, vă spăl picioarele. Nu-i asta slujire? Nu-i asta îngrijire? Nu, păi ăsta e exemplu bun de urmat pentru toți pocăințe? Dumnezeu o slujit? Bărbatul trebuie să slujească de veste ca să își ducă iubirea până la capăt. Da? Mi-a luat aminte de o întâmplare. Era un lucru bătrân la poarta unui cetăți și trecea un om de acolo, trecea un om. Și altul om spune, hei, tu! Așa că spune, hei, tu, vină-mi pașa! Și ăla a venit și a spus, vreau să am o vorbă cu tine. Tu știi că ruta ta e din Ierec, cu Macloș și Chirion, o plecat în Moab. Și a murit și el, Ierec și Macloș și Chirion, și moștenirea lui, tu ai chef de răscumpărare, răscumpăr-o. O răscumpe? Și el a spus, da, o răscumpăr. Da, dar fii atent. Când îi cumpere oboarele și pământurile, trebuie să o iei și pe Rut din nevastă. Că Rut din nevastă nu e din ei. Și el a spus, cap în cap, îi spune, nu mai răscumpăr, eu nu vreau să-l strâng moștenirea. Asta era expresia lui, că nu strâng moștenirea ca să o iau și Moabita asta. Știi câteodată, mai spui moștenirea pe mânsoare. Mai cheltuiește neavoastră, ce se poate? O înseamnă, frate, că o chema într-o familie care erau probleme și bărbatul a acuzat pe nevastă că mănâncă prea mult. Păi când mai nevastă nu era prin casă, dar mai are nevastă, cum așteptam să vină un mult.
dacă nu mă vine nimeni, ce să ne trebuie? Ei, chiar că îmi strâncă moștenirea. Dar știi că bărbatul trebuie să slujească pe nevastă? Că naște și e rău, vine acasă și nu poate mânca și nu poate dormi și nu poate scolna. Nu că se sperie el, că se sperie. Dar asta înseamnă a iubit-o ca cală, nu? Eram în Italia, am stat la masă cu genial, așa cum e o nevastă tânără și își împinge căluciorul cu bărbatul. Și l-a spus, lasă că îl duc eu. I-a spus, nu lasă, frate, am și eu, e bărbatul meu. La câteva luni după căsătorii, s-a dus fac o baie, i s-a dus și la spinări în apă și e paralizat. O să dau detalii, exact, cum asta interesează. M-a uitat la ea, nici nu m-a lăsat să-l duc eu. O spus, eu i-am luat o plasă, și dacă nu ia plasa asta, îl duc eu. Și am stat cu el la masă, e bărbatul ei. În Proverbii 31 spune femeia aceea grozavă, vorba lui fratele lui Vasile Iacoban, acolo pe Iubiu, e un capitol scris de-o soacră, și așa se scrie nevasta. Mama lui Lemuel scrie acolo. Dar eu îmi plăcea acolo că nevasta aceea, am predicat-o de acolo, îi prinsă frate bărbatul ei. Cine găsește, cine poate găsi o femeie încensită? Spune că inima bărbatului se femeie de ea. Adică ea cu femeie din bărbat, la început. Femeie ca o floare de frumoasă, așa. Dar îi trebuie cineva să salgă. De cineva să salgă. Îi trebuie un sprijin, un tutur. Și-a pe Biblia, nu stă în scriată. Inima bărbatului. Apoi ea ție se pase ca o curabă din impost, face căpăși, face din de tot. Multe, multe, grozat. Noaptea cu toată, ține impus-o. Și iar la urmă mi-a spus, bărbatul ei este bine văzut la toți. Adică Domnul iar îmi iată nevasta din bărbatul ei. Și iar îl face treabă mult, 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 și la urmă spune, bărbatul ei se scoară și o numește fericit. Iar îmi iată din bărbat. Că ăsta e rolul femeii. Femeia asta e grozavă, dar și nici e așa grozavă. Ca bărbatul ei să fie bine văzut în adunare. Nu ea. Nu are el două rânduri, chei și trei mobile în poșetă și el vorbește și el de comandă și... Nu, nu, nu. El toate astea le face, dar el slujește bărbatul ei. La noi s-a întâmplat un lucru. Vă dau două exemple. O familie de nepocăiți s-au căsătorit și aveau doi copii. El a plecat la munte cu calul și căruța să aducă lemn, o trecut prin apa Moldovei iarna, cu calul de căpăstru, o ajuns acasă și-o paralizat. Dată paralizat, nevasta și-o luat fetița și s-o paritat în bosac cu apă. Și pe el l-o lăsat paralizat în pat cu băieții. Unul tu și unul eu. Asta e iubirii până la capul? Nu. Omul ăla s-a pocăit, băiatul e pocăit și la mâna în casă o părinte ăsta care știe în Biblie. La fierul, am fost la familia Sângiorzană. Poate a fost și dumneavoastră. Nu știu cât o trăit după căsătorie, dar știu că el o paralizat și o stat în pat 44 de ani. Eu am fost la ei în casă. Îl îngrijea cam dragostea de întâi. Când e fies, asta era reproșul din 2 cu 4. Cealaltă împotriva ta, să-i părți în dragostea de întâi. Deci așa m-a îngrijit. Nu e o demonstrație de dragoste prin slujire? Pentru că noi trebuie să slujim partenerul. Așa ne arătăm dragostea. Și nu arătăm până la cap. Spuneți amin? Amin. Noi slujim pe Dumnezeu. Ca asta spunea. Noi trebuie să slujim lui Dumnezeu. Și scrie 1 Ioan 5 cu 3. Că dragostea lui Dumnezeu stă în păzirea poruncilor. Și Evanghelia după Ioan 14:23. Cine îl iubește, păzește cuvântul lui. Dacă noi vrem să-L iubim pe Dumnezeu, noi trebuie să primim Scriptura, frate. Și dacă vrem să-L iubim până la capăt, noi trebuie să primim Scriptura până la capăt. Să ne ajute Domnul. Apoi trebuie să-L iubim pe frați. Cum îi iubim noi pe frați? Scrie parcă în Proverbi 17:9. Cine acoperă o greșeală, caută dragostea. Mai greșit pe acasă unul altul. Când durează până acoperiți o greșeală? Sau când o des, la prima seară când îți spui, lasă și știi tu când vreau cu două săptămâni, tot așa e lucru. Nu? Dar Biblia spune că cine acoperă greșeala, ăla caută dragostea. Ori eu căutând dragostea, trebuie să iert. Și e mai altă pe mine. Și eu iert pe frați,
credeți că e ușor, când îi fac nouă frate, pocăiți ăștia. Când am luat de prânzea, spune, mă, dacă nu-s răin, m-ar fi lovit. Dar tu, fratele meu, mă, când eu am postet pentru tine, mă, lumeam, sunt tu de aici împotriva mea. Așa se întâmplă. Chiar mai de aproape din țară. Chiar mai pur în prietenie, a spus el, dar tu o să știi cât a durat. Ei, dar ce te faci cu femeia asta? Deci o iubești. Apoi scrie în Efesieni 4:2, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Eu am o predică despre îngăduință din Coloseni 3:13, acolo spune, îngăduiți-vă unii pe alții, dacă unul are o pricină să plângă de altul, iertați-vă unul pe altul, cum o iertat și Hristos, așa iertați-vă și voi. Și predicam la o studiu familie, că în viața de familie sunt 4 domenii în care trebuie practicat îngăduința. Și dacă nu ai îngăduință în casă, păi ia și de porți, chem povedea, nu știu ce să facă povedea. Și am predicat domeniul 1, 2, 3 și al 4-lea, era tolerarea deficiențelor. Că poate spuneam Timotei despre potrivnici. Că prin de răbdare, îngăduind că venindu-și în mine, Dumnezeu să le dea pocăință. Și eu spuneam acolo la mare de ei din Germania, undeva până la Stuttgart, de acolo am predicat. Și eu am greșit în predică. Și am spus, fraților, eu la nevasta mea de când, nevasta mea de când s-a măritat cu mine, o corectat multe lucruri la mine. Și încă mai are de corectat. Dar și eu am corectat la mânta de suri. Dar sunt mai are de corectat și mă tem, am spus eu, unii din arabă, nasă în postoane, cred că așa am să o luat. Dar o soră de acolo, așa, cu ei, gata. Poate te-am îngropa ieri. Nu știu care îmi îngropă, dar știu cum trebuie să-mi îngăduință. Apoi dacă nu-i îngăduință, cum să trăiesc? Deci cine acoperă o greșeală, ăla iubește, da? Îngăduință-vă unii pe alții în dragoste. Apoi 1 Ioan 3:7 spune, dar dacă eu n-am nimic cu ajutor, să-mi îngăduință. Spune, dar tu care ai bogățiile viacurilor, lumea acesteia, și îl vezi pe fratele tău înnecat. Și nu-i dai nimic. Cum rămâne în tine dragostea lui Dumnezeu, fratelor? Să nu iubim numai cu forma, ci și cu fapta, și cu adevăr. Noi acum slujim și iubim până la cap. Iubim cu fapta, și spuneam cum trebuie să iubim. Iubim și cu vorba, Psalmul 18, te iubesc din inimă Dumnezeu. Psalmul 116, iubesc din Domnul, te ascult de glasul meu, cerne mei, dar iubesc și cu adevăr. Am înțeles că ar trebui să iubești cu adevăr. Voi să vorbim, vreți să fiți mântuiți? Și vreți ca și bărbații vor să fie mântuiți? Bun, vă dau recomandare. Când sâmbătă seara, bărbatul se uite la televizor, tu du-te și oprești televizorul și pune Scriptura. Pune, măi, te-a pune mâinii pe tică la un mântuit de rugăciune, ce spui? Când mâinii, dacă te pune la un mântuit, îi spui medici, îi spui film, îi spui acolivențe, dacă iubești, fără să spui, măi omule, m-am uitat la tine, ești bărbatul meu, nu vrea te văd știind de Scriptură. Nu te văd să ne văd cu copiii de Scriptură. Nu știu câtă vreme ai când n-ai mai păstit, că-ți nevasta ta și-ți dau lucrare. Ai multe zile când n-ai păstit. Și eu vreau să fii mântuit, dar te gândesc să spun adevărul în dragoste. Nu vrei să fii bun așa? Amin, amin. Apoi și bărbatul, dacă își iubește nevasta, tot așa un deal. Spunea cineva cu o femeie și-o cumpărat o rogie, nu era tare tânără, mai bătrână. Și o apropa acasă, se îmbrătea în fața o glință, se duce la bărbat și îi spune, scumpule, îmi stă bine cu rogia asta? El era mai bătrân, a pus ochelarii, s-a uitat, îmi stă bine, îmi stă prea bine, dă urs. O asta n-ai să văd la adunare, îmi stă prea bine. Măi, că mă iubești, nu vrei să fii la adunare, cum vrei, nu vrei să fii mântuită? Nu vrei să fii un model de mamă și de soră la adunare? Și asta e dovadă de dragoste. Nu că suntem noi conservatori și cu slujim pe adunare, nu? Păi eu vreau să fiu mântuit și mă rog pentru asta. Dar vreau să fii mântuită și nevastă mea și vreau să fii mântuit să te-ați copiii ca mi-o dat Domnul. Ce rare, rare să rugăciune când am puteți copiii mei. Dar cum au crescut, au plecat la școli, nu-i mai pot bate, nici n-ai rost să-i dat. Și mă rog, Doamne, ai, când te dă așa, Domnul, unde sunt? Dar eu vreau
Dar eu le slujesc la întreaga familie. Că și Dumnezeu mi-o slujă nouă. Și încă ne slujește. Tău mi-a dat aminte că în locul Iisus, Evanghelia după Ioan, capitolul 18, eu plâng la plâng pe Domnul, pe cine căutați? Pe Iisus. Versetul 8 și 9. Dacă căutați pe Iisus, eu sunt. Dar pe aceștia, lăsați să plece. Spunea lucrul acesta ca să se împlinească cuvântul care era scris. N-am pierdut Doamne pe niciunul. Domnul ne-a iubit, s-a sacrificat, ne-a păzit, ne-a apărat. Vine diavolul la noi ca să te atrage și Domnul spune nu. Trece prin primezi, călătorind de la Suceava pe ceață, că nu vine brun. Și eu știam că Îngerii Domnul sunt de noi. Asta era la altul de mediu. O mici și frate de la Arad la noi, că spune frate, l-am cercurat pe drumul, dar dimineața la ora 6 m-a sunat o soră de la Arad, îmi spune frate, nu știu, un prieten de la, dar mă duc în Bucovina. Mi-a arătat Domnul că mergea să mai mulți pe mașină și un înger al Domnului mergea cu voi. Și au mers cu voi până la destinație. Să spunea fratelor, ca să merg la Arad până în Suceava, nu-i puțin. Așa de ușor a călătorit, nu suntem obosiți, n-am văzut nimica. Eu știam că lângă mașina voastră este un înger care merge. Nu vă slujește vouă Domnul? Nu s-o jertfit El pentru adunare, pentru biserică? Nu ne-o dat Duhul Sfânt? Nu ne-o dat locuri de muncă? Nu ne-o iertat de păcate? Nu ne vindecă de bol? Nu s-o pus să ne pregătească un loc? Slăviți să fie Domnul! Dovada iubirii, mă uiți în aceasta, dovada iubirii prin jertfă. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe Fiul Său Fiu. Și nu intru aici în detalii, că e prea mult de vorbit. Pavel ne-a chemat în presbiterii de la Efes, acolo la Milet, de fapt, în 20, și spunea, păstoriți turma lui Dumnezeu, pe care a câștigat-o Domnul Hristos cu însă sângele Său. El a murit pentru mine, până la urmă. El a murit pentru tine. O întins mâinile pentru noi, ne-a iertat de păcate și ne-a împăcat cu Dumnezeu. Asta e jertfă. Și ne-a iubit până la cap. Trebuie să închei capitolul ăsta, atât de plată cu predicăiești. Dragostea demonstrată. Dragostea dusă până la cap. Și acum, nu-mi place. Dragostea abandonată. Am exemplu puțin, că n-am vrut să scot multe. Scrie în Scriptură că David s-a căsătorit și a luat de nevastă pe Mical, fata lui Saul. Și acolo spune un amănunt, mie îmi place, când a trimis Saul să-l prindă, Mical l-a scăpat și spunea, dar Mical iubea. Și citesc în Scriptură că David a mai luat de cinci neveste. Și citesc în Scriptură că David s-a uitat la Bathsheba, nevastă lui Uriah. Dar îi plăcea de lăsa. S-o păcătuit cu ea. Ce dragoste e asta? Să iubești pe nevastă și nu cărpile de lăsa. Se poate așa? Nu cumva e dragoste abandonată? Citim de episodul când David ducea chivotul de la obiect de Domnul, ducea la Ierusalim. Și-o chemat și slujnicile, le-o invitat cu tătii. Hai veniți! Și-o chemat ca pe tenin, și-n preo, și-n eliți. Și când aducea el în bucurie, Mical era pe geam. O uitați să cheie pe nevastă sa. Hai bine și tu, Mical, în bucurie mare. Păi, măi, nu ești nevastă mea lângă mine. Ea sta cu coatele pe geam, că nu ai invitat să dânsă. În diaspora, nu spun unde, un frate lua copii și-o plecat acasă. Și când a ajuns acasă, s-o uitea, dar mi-a dat unul. Uita până acum. Ai un rămas fără telefon, fără poșete, s-a mult la vânări. S-au pus după de ăsta acolo. Spune, băi, omule, da? Da, băi, da, știu. David a uitat să cheie un ridicat la bucuria asta, la sărbătoarea asta. Prea de multe ori uităm să vă ieșiți. Prea de multe ori uităm în dragul. Prea de multe ori uităm surorilor. Și în dragostea asta, ce să mai spun de David? Omul ceea să ne veste, nu mai vorbesc. În 1 Împărați 3 cu 3, Idita, Solomon, iubitul Domnului, spune că dar Solomon iubea pe Domnul. Și noaptea Domnul la Gabaone a vorbit în vis, cer în ce vrei și îți dau. Cheia acolo e că Solomon iubea pe Domnul. Dar același 1 Împărați, capitolul 11, de la versetul 1 la versetul 6, Solomon a iubit multe femei străine, egiptene, amonite, moabite, siriene.
și târând de iubire, spune în versetul 2. Știi că iubirea asta păcătoasă te tărăște? Un sentiment care este ca nu-i sfânt. Te tărăște? În Ostea 11 cu 4 spunea Dumnezeu, El tras la mine cu funii de dragoste. Dar dacă e dragoste păcătoasă, știi cât te trage la păcat? Te tărăște în iubire. Și concluzia din versetul 6. Solomon a făcut ce este rău înaintea Domnului. Cum după ce iubește Domnul, la unul face rău, dragostea abandonată, să ne dea Domnul pocăință. Amin. Apoi putem vorbi de prietenii, dar și în asta, dar curent, mă gândit numai la Laban, când m-a văzut Iacob, intră binecuvântatul Domnul și stai vară, gură până la urechi. 20 de ani au avut un cinere grozav. Vine pe final, nu-i mai plăcea de cinere. Că îi se mulțeau turmele și lui și se uita pe Iacob și spune lui Leia și Rahela. M-am uitat la fața tatălui vostru și nu e acela. M-am uitat la frații voștri și dă-ți mânioși, probleme cu socul, cu natul, de ce? Cât o trăi bine așa? Cât s-a? Am de cer cu nora, de cer cu soacă, că luna de miere, luna de miere și nu luna de miere, trage o spală cu soacă. Dar ce asta? Sau cu gindele? Iubirii până unde? Spune o bucăție, nu știu, n-am, abandonat, nu? Sau vă dau un alt exemplu. Doi viteși din Israel. Ați fi deșiți. Ăștia doi când se puneau spate în spate și lor sabia al lui, fugeau filistenii din mâncau pământul. Și căpetenia o știe, o dare comandări bune. Și eu spun un David, ăsta e grozat, Domnule. Și David a spus, trece-mă în gardă viteșilor. Că avea un David, un viteș. Și se numea Urie Petit, puternic. Și cu Ioan fiul țelului. Îi mergeau acolo la lume. Și au plecat să bată rapa fiilor lui Amon, amândoi. Au plecat. Și la un moment dat, Ioan îi spune, Urie, eu stau pentru tine, mai punem câțiva, aici în locul cel mai greu, aici se face o spătură, îți deschide poarta, ce te înțe, ăștia o să ne vărească la noi, noi suntem aici. Și au început să lupte amândoi și că fac o spătură. Și au venit, când se spune Urie, Ioan nu-i, viteje mus, și au rămas săracul Urie sântul, da, vă rog, da, două bolă, dar te-a făcut bucătă acolo, să-mi sângele din el. Și o spune Ioan, Ioan, dar de ce l-ai părăt să fii lui el? De ce te-ai dat înapoi în toiul lui? Avea interes, mi-a spus David, pune-l în locul greu, dă-te înapoi, rămâi că pe temie o știe. Adică sunt interese la pocăință în Germania ca să părăsești dragoste de un frate. Venit din 20 de ani în Germania, slujind împreună, îi spunem după 20 de ani că eu am un interes și tu ai altul. Asta e iubire până la capăt? Nu, no, iubire până la capăt. Să ne dea tot de pocăință. Amin. Mergi David prin pustie, vede un băiat căzut cu față jos în simt, aproape mor. Îndică, mă, ce cu tine, mă? Îi nu putea vorbi. Și a spus, eu sunt un egiptean în slujba unui amalecit. Și m-am îmbolnăvit și m-a lăsat în nisip. Noaptea cădea rău pe el, ziua cădea soarele în cap, n-am mâncat nimic, l-a luat David, l-a hrănit. I-a dat și niște legături cu stafide și cu smochine și a spus, vrei să mă duci la oasea aceea? Și a spus, îi duc, dar jur de Domnul Dumnezeu că nu mă duc la stăpână, nu te duc. Și s-a dus că nu a țicat, nu știți, că acum am prezit din Biblie. Era în pușcărie fratele Crăciun de la Voitenel, închis că l-a botezat în Tescu, partizanul acela care s-a pocăit. Și acolo mai era închis un preot ortodox. Și fratele Crăciun tot vorbea din Scriptură, la tăți. Și la un moment dat vine preotul iritat, spune, dar Domnul Dumnezeu, de unde știi asta? Și ăsta îi spune, din ziarul, băi, cum mă faci, nu știi ziarul? Și eu ce puteai lui de frate, eu nu cred din ziarul, acum cred din Scriptură, da? Acolo când m-am țigat, și eu mă gândesc la stăpânul ăla, trebuie să ai un băiat tânăr, înalt, frumos, dar cu foarte fiertă, sau îl doare capul, că îl ești unii fii cu meci, atașament, sentimente, păi eu am acasă un câine, dacă s-a îmbolnăvit, când să lupt un omor și l-am lupat, un animal, eu nu, nu l-o omor, nu, 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 a fost câine meu, nu? Dar tot un om unde ești, îmi simt prin zile, fără patru, ca de soare în cap. Ce iubire asta, până unde? E până la capăt? Nu, e până la capăt. Nu să ne dea Domnul pocăință, amin? Dar dacă vreți să vă mai răspund de slujit, am găsit un om care judecat lui. Că așa a spus prorocul Domnului, să judece Dumnezeu. O femeie, după ce a murit băiatul, a luat o
și au intrat în palatul imperial și au omorât tot neamul împărătesc. Pe femeie o cheamă ta. Eu au omorât pe toți, eu văd acolo părinți, prinde sfinte, o să aibă tatăl, au omorât pe toți. Și s-au uitat femeia asta, dacă au un cum se uită, s-au uitat și nu mai era nimeni. Dar o doică, o fată de acolo din casă, o luat un pepelaș și l-a ascuns cât în camera patului. Și l-a pus acolo, s-a uitat Astalia, s-a făcut în părăteață, domnul șef de ani, e băiata, o lua băiețelul ăsta și l-a dus în casa domnului. Băiatul ăsta nu a avut eugenie la adunare, nu a avut culori de colorat, nu a avut mașinuță, nu a avut minge, nu a avut bicicletă, nu a avut o vară de joacă, n-avea voie să plângă, n-avea voie să râdă, că în țară domnea Atalia. Te-a avut de Atalia. Și el să fie așa liniștit. La 7 ani în zile, e băiat al face, bă, îl pune pe scaun și omul ăsta a fost un împărat bun. Până când a murit, marele preot. Când a murit marele preot, a venit ăștia ignorante. Și a spus, hai să ne închinăm la el. Hai să ne închinăm la el. Și a venit un doroc. Și spune Ioasă, cronii 24, de acolo pe nică. Ioasă, pentru că de depărtat de Domnul și de închinată. Și el a spus, tu mi-a dat o mânuță cu mine. Și a început un om mare. Și nu avea în cap, cu omul lui Dumnezeu. Știți cine era Zaharia asta? Era doroc, fiul lui Ioana. Și în Scriptură spune că Zaharia a spus să vadă Dumnezeu și să judece. Și mai spune versetul următor la care m-am plâns. Și a uitat tot binele pe care l-a făcut tatăl său. Cum mai se slujește la Dumnezeu o vreme și la un Scriptor și omor băiatul? Ce treabă? Ce pocăință e asta? Asta e pocăință? Să ne ajute Domnul noi să slujim până la capăt. Amin? O scrie Pavel o scrisoare la o biserică. Și un colaborator spune, salută din partea mea. Și Pavel scrie, Dima care este cu mine, vă transmit de salutări. Dima era pocăinit. Mergea cu Pavel la evanghelizări, mergea la rugăciuni, la unde cu un de lemn. Erau doi, Pavel și cu Dima. Și acum mai scrie în 2 Timotei, capitolul 4, versetul 10, că Dima, din dragostea pentru lumea de acum, noi nu iubiți Germania mai tare decât Dumnezeu. Nu iubiți casele și mașinile și averea mai tare decât Dumnezeu. Dumnezeu v-a dus în Germania ca să vestiți Evanghelia. Și are nevoie de voi, nu v-a dus ca să vă faceți probleme. Nu, nu. Duminica nu s-a fie. Păstori și de unde? Din Doneț și Luham. De unde erați voi? Când au plătit oamenii și-a din predica, am spus, noi eu atât în voi. Păi noi suntem boieri prea mari. Oamenii veniți nu de la cer răuți, care a avut la tine forță, au din beci. Și după 4 zile nu puteai ieși din beci, m-am dus ca să scot din beci, că era cu marda. Alte zile, frate, m-am dus până la sfatul meu cu copiii când am venit, casa era distrusă de bombă. Un frate spune eu, apropiat o casă și era un calendar amânt. Vara, cam, cu salopete, cu cizmini, cauciu, și am spus, măi, unde știți fie, mă, că e cald? Vreau să uitam la mine, o să-mi mișcă. Dar eu n-am bani de mare, ce să vă schimb? Am 5 mere, să vă vedă. Cu ce vrei să mă schimb? Și oamenii acum se întorc la Dumnezeu și după ce au predicat de la acolo, eu mai aveam un jurat, îți spuneam mie vasă, băi, am 5 copii, n-am un loc de casă, la facultate, nu ne ajung câteodată, bani, așa. Mi-au strigat Duhul Sfânt de câteva ori, bărbat, pe nu te îngrijorat. Și eu cred pe Duhul Sfânt, că poartă de grijă. Când am dat acasă, ne-am vasă, ce zile să cu dinuntare, de masă, foc în sobă, liniște, ce bine stați și voi, dar nu iubiți Germania și un lucru mai tare decât pe Dumnezeu. Slujiți Domnul până la capăt, amin? Amin? Să ne ajute Domnul. Amin. Ca să vorbim de... Mai dau un exemplu de timpul trecut. Jefa. S-a întâmplat în Israel ceva. Exod capitolul 32. Moise pe munte. Și când coboară la poalele unde încălătii, strângă-te, jucau, dansau. Când îi vede Moise, o trântit tabără. Măi, Aron, ce-ai făcut? Ia de un țel de aur, și jucau înaintea lui. Beau, mâncau, jucau. Și spune, că ce-ai făcut? Păi, tu te-ai dus, poporul meu spus să-l fac în Dumnezeu și eu atât am făcut. Am luat cercei și am luat verighetele și am luat brățările și le-am aruncat în foc și au ieșit din țel ăsta cu oameni și copii. Voi credeți? Nici eu nu cred. Acum, la noi, acum mai modern este o vorbă. Tu te-auzi și zici?
Eu poate când mă de voi spune, măi, dar nu tu ce spui. Adică n-ai nicio bine, ai aducat niște cercii în foc și o ieși în uniță. Spune-mă că am așa plăruim noi păcatul, noi îl gândim, îl facem, îl macinăm, îl facem. Și când vine pe frică, frate, dar nu am știut că ies așa. De când îl potrivesc că ies așa. Dar când e vorba de disprovățire, bun, vezem asta. Moise spune cine pentru Domnul a dușat corpul. Și iată că toți fiii lui au trecut la ușa corpului. Și voi să îi spune așa, încinge să avea trece pe tată. Ochi fără cuțare, mâna fără mină, omul în stat cu mamă, soră, frate. Și așa fac. Noi vă predicăm, după să am vrut, voi mă ascultați. Bă, dar să iei cu sabia, să duc pe frate, să-i dai cu sabia pe cap, vă credeți că a fost ușor? Păi maică, dar pe taică, domnul. Durarea era o familie, era un sentiment, era o afecțiune. Băi, o omoră pe toți. Și Moise spune, cu jertfa asta, intrați în slujba Domnului. Și-a intrat în slujba Domnului. Da, o jertfă, o iubit pe Dumnezeu în mult. Ezechiel 44, cu versetul 10. Pe leviții care atunci când au rătăcit Israel, au rătăcit și ei, nu vor intra în loc prea sfânt. Versetul 13, își vor purta o cală și rușinea lor. Leviții ăștia care au intrat cu jertfă, așa de mare în slujbă, nu lăsați ei. Păi cum mai plătești un preț așa de mare când îi pocăiești și la un timp din ești? La mine au venit un frate din Pătrăuț. Omnii Pătrăuț, tu știi ce treabă când ești din Pătrăuța noi. Au venit și eu, tu frate, eu că m-am pocăit, eram februarie. Și am cerut boteză și m-a spus presbiterul, frate, lasă până pe mai. Nu, frate, pocăința nu se lasă. Vin și mă grotesc în apă curgătoare, nu ca. Și m-am dus la mea cu ceaba, am făcut o copă în gheață și m-am botezat. Băi, eu când m-am auzit, ăsta era sfânt pentru mine. Eu am botez în casă, în cadre, am dunat la curete, mă trei patru călere de apucat. Și am căutat, zic, nu mă taie chiar la picioare călere. Eu așa mă botez. Ăsta o sfată cu gheață. Băi, a rămas Domnul de mine pe gheață, i-am dat mai mult decât tot cerut. Ei, la câteva luni, pe o vreme, vine altă, tot la Pătrăuț. Și eu întreb, băi, este unul la voi care o spare gheața și roagă o tine în februarie? Da, frate. Mi-a spus cum îl cheamă, da. Băi, ce mai face, frate? S-a lăsat, în prima oară s-a lăsat pocăința. Și eu zic, dar pentru ce spare gheața în februarie ca să fie de mai? Ei, cam așa e și cum. Avem un moment de ăsta, o întâlnire cu Domnul, un sentiment, că sunt aici, la dispoziția ta, cântăm, cântăm, și două luni cu mai din la Dumnezeu. Dar asta nu e pocăință până la capăt. Nici nu-i dragoste până la capăt. În seara asta eu opresc în predică. A fost îndemnat de Duhul Domnului să predică din expresia asta. Domnul i-a iubit pe ai săi și i-a iubit pe acum, fratele Emil Bulgăr spunea într-o poezie, într-o strofă cam așa. Pentru pânza de iubire e războiul cel mai greu. Diavolul tot trupe fire, noi le înodăm mereu. Sunt fiii luptiți în casă, la voi? Sunt fiii luptiți în adunare, între surori, între frați, între familie. Hai să ne luăm în seara asta. Că să-i război diavolul, rupi fir, din pânza iubirii, din părtășurile noastre, prin diavolul și rupi fir. Și noi în seara asta le ridicăm înapoi. Pavel odată îi spune lui Barnaba, dar nu mai e cu mine. Nu mai eu, că să nu se ține de treabă, nu o părăsim de atunci, eu îl iau pe sine. Și Barnaba rog pe Pavel. Dar acum Pavel îi scrie și spune, adă la mine și pe mare, adă la mine, mi-a fost nefolositor, acum mi-a folositor. Pavel, nu a lăsat legături rupte, frățești. A spus, am nevoie de mare, eu cu mare mă împrietenesc la voi. Oare vrea ca eu am seara asta să înnoate niște legături care s-au slăbit așa pe adunare, de dragoste, de împărtășirea frățească? Dumnezeu să ne ajute, amin. Să spunea Domnului Biserică, fii credincios până la moarte și îți voi da până la vieță.